Bună ziua, bună ziua, stimați prieteni! Sunt aici la mama, prima zi după ce am sărbătorit ziua lui Alinuța, nepoțica, și mi-a pregătit aici mama să servesc, să mănânc, stimați prieteni, o să vă arăt imediat. Deci... mama aici, uitați aici cu pregătirile. Da, stimați prieteni, uitați ce avem aici. Ce avem noi aici? Avem aici rânză, mici, carne de pui, așa, aici beciu țigănesc. Ce-a mai rămas din beciu țigănesc, stimați prieteni? Mamă, dar mai trebuia fier, nu? Mai trebuia. Sau să mănâncă și așa? Acum mai frige din ea. Da, stimați prieteni. Beciu țigănesc al nostru, afumătură de... Da. Uitați aici. Și aici. Sarmale. Sarmale cu ardei iute și uitați aici borcanul cu ardei iuți ce l-a pus mama, l-a murat, numai ardei iuți am aici. Am pus în borcan mici. Să terminaseră, dar eu nu mai știam de ăsta. A? Nu mai știam de borcanul ăsta. Păi? Eu te-am uitat să-mi. Păi uita mai borcanul de ardei iuți, uite. Și când mi l-a dus era că zic, că eu acum mi-aduc aminte. Am pus un borcan ăsta al mai mare, că n-am avut borcane multe mici. Zic, e bine că avem ardei, când vine sâca la noi, cere și-i dăm. Avem aici salată. Salată de cu ardei copți. Și roșii și... Da. Unde ai fost? Am adus eu cu pui de la școală. A, te duci acum să iei? Am adus eu pe Alin de la școală. Ai la școală, Alin. Alin de la școală. Da. Da, stimați prieteni, pregătirile care a făcut aici mama cu cumnata Silvia, cu nora Anca. În vântul ăsta am pregătit, am făcut atâta fumerea în curte ieri de la grătare. A intrat și în casă fum, n-am văzut. De la grătarul din spate, de aici? Da, bătea vântul. N-am mers focul așa fumul să nu... să răspindească. A răspindit în toată curtea. Da. A venit și Anca ieri. A stat. Eu nu m-am așteptat că stă Anca așa mult. A venit și ea cu copiii. Cu copiii, da, cu Alex și cu Leonardo. Dar a stat, a stat și ea de vorbă cu lumea pe aici. Da. Am stat și eu lângă ea. Anca zic, dacă tu nu stai să mănânci, mie îmi vine iarăși rău, zic, dacă tu îmi faci așa. Ba, am mâncat. Mă bucur și eu să te văd la masă, să ieși și tavă. Păi da, din mâncarea ei mi-a mai pus mie în farfurie. Cine? Anca, fieta. A luat de la ea de acolo și mi-a pus mie în farfurie bă, acolo. Salată din asta, a? Baba, când vin pe mine eu rău. Și alea? Așa să Silvia. Ce să ai grijă! Ha? Eu mă ce să ai de femeile alea, nu știu ce femei, să ai grijă, că vin femeile alea. Da, da. Da. E cam răutăcios da. Câteodată cu o selă asta. Dar eu nu prea înțeleg în limba lui. E cam răutăcios. Am văzut, e răutăcios câteodată. A, câteodată face treabă, câteodată nu. Da. Să-i nervează câteodată. Să ia cu mine... A. Da... Mai lăsăm după el că... Îi place... Dacă nu-i dai să... Da, alcool, ceva, e belea cu el. E belea cu el. Da, stimați prieteni, așa că... Avem aici și sărmăluțele cu ardei iute. Eu nu pot să mănânc ciorbă sau sarmale fără ardei iute. Eu mâncai numai foi. Păi de ce?
Așa îmi place. Și carne? Nu prea, câteodată mănânc. Dar acum parcă nu veni să mănânc sarmă. Da, stimați prieteni, și... Așa că am fost mai mulți aseară, dar mie îmi pare rău că n-am mai filmat când s-a început să fie gălăgie multă și când au tăiat tortul cu luminițele acelea și toate alea, după aia a început și muzica și nu avem voie. Eu, din punctul meu de vedere, știu că nu e voie. Nu trebuie să mai filmați. Nu, când începem să fie muzică și alea, nu mai avem voie. Nu mai avem voie pentru că așa sunt condițiile de la YouTube. Nu se voie cu muzică pe fundal. Și eu m-am și oprit înainte de tăierea tortului, ce au mai filmat ei după aia. Dar eu m-am oprit cu filmarea. Și n-am mai filmat. Da, stimați prieteni, Alinuța doarme? Bă, ești culat. Dar știi cum a zis aseară? A fost ziua mea super. Super a fost ziua mea. De când o așteaptă ea, toată iarna. Toată iarna a așteptat ziua ei. Tot întreba, când e ziua mea, când e ziua mea? Da. Ce să știe ea, să bucură. Da. Tot așa a așteptat. Ai mai sunat-o pe patroana? Ce spui? Pe patroana ai mai sunat-o? N-am mai sunat-o că... Am dat o dată și n-am putut să o prind. A început să aibă ceartă cu nurorile. Care nurori? Cu Lumina și cu Mădălina. Ia. Pe acolo certul, nici n-am... Așa, am văzut puțin. Și de Leo și este bine. Da, Leo e bine, mamă, dar durea, trebuie să facă operația aia care trebuie să facă la, cu stand-ul. Cu ce operație? Păi trebuie să mai facă, să mai pună stand, să vedem. A, la mână? Nu, mamă. Da, cum? Acolo unde are stand-urile trebuie să mai pună unul. Păi da, unde are stand-urile? La inimă. La inimă, da. 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 Crezi că la cap? Nu acolo. M-am mirat, m-am speriat. Nu, nu este bine. Să dea Dumnezeu să fie bine. Mai are și el câteva luni de zile. Cam câte luni are? Bine, mai... jur de 3 luni. Da. Mai are. Cu cât avea tată pe viață? 2 ani și 6 luni. Da. Doi ani și asta, mă. Așa că... Mai are... Mai are vreo 3 luni de zile. A făcut al mult? Să se pun și eu scaunul ăsta aici. A? A făcut ce-a făcut. Să vină sănătate. Altceva, da, și-a să-i dau. Și-a să-i spun. Să vină sănătos. Da. Ce să mai... Toată lumea să fie sănătoasă și să nu mai aibă probleme, stimați prieteni, pentru că noi care știm ce înseamnă problemele și necazurile, suntem sătui și nu bine, mai dorim. Bine că vine ursul mai repede. Bine ursul mai repede să aibă și el grijă de copilași. Da. Mai e cu sorul meu acolo, în curte. Mai doarme cu copii acolo unde vrea el. Cine? Urs. Ursul. Să plece ursul de vrea el din cameră, niciodată în veci. Nu, la el în cameră, a făcut altă. La el în cameră, da, dar ursul nu pleacă din camera lui pentru nimic în lume. I-a făcut curățenie acolo, Anca. Cu cine? Ia singur, cu cine? A? La el e moșul ăla acolo, m-a ajutat. A. De-a Mișu? Pă luase Max, am înțeles. Îl luase, ia zideți. Ce să fac? Trebuie să facă, că când era Lumina acasă, făcea toate treabă. Tot făcea. Ce făcea? Tot. Păi ce a rămas în camera aia, când a venit polițaii? Da.
I-am luat declarațiile, eram acolo, da, mă. Și eram acolo. Da. Dar mie parcă nu-mi vine să spun de ea. Dar ea vorbește foarte mult de familie. A vorbit mama, dar ea nu ține cont că nici eu. Eu la fel, să vadă prezentările mele, eu n-am vorbit urât. Să spun cum spun țiganii, aia, așa, aia care a făcut așa, eu n-am zis așa ceva niciodată. Mi-a fost rușine, că a fost noră la fata mea. Și uite, mamă, dar Max nu ține cont de chestia asta, mamă. Știi ce a făcut cu mine? Atât m-a bârfit și de-a șters cu mine pe jos. M-a bârfit și m-a vorbit atât de rău de-a șters cu mine pe jos. Dar el nu ține cont că noi niciodată n-am vorbit-o de rău, n-am folosit cuvinte din alea urâte, vulgare, pentru că am considerat că e fosta noră pe care era. Noi nu facem așa ceva. Dar... Dar ea de ce vorbește de familiile mele? A vorbit. Nu vede de treaba aia unde e. Mama. A pus piciorul, a plecat să stea acolo. Da, mamă, dar după cum am auzit acum, o să urmeze un mare scandal rău de tot. De ce? Păi a început lumina cu cearta, cu patroana, cu Alin. Să lua cu patroana în gură? De ieri, da. În telefonie. Le-a trimis ea, ce le-a trimis, niște, nu știu ce, înregistrări le-a trimis și e amenință, nu știu. Cine i-a trimis, Sanju? Lumina. Cui? La patroana și la Ali. Și acum îți dai seama, patroana e foarte supărată pe ea, dar aici vine vorba la Lumina. Fiindcă tot, fiindcă a plecat și a făcut fapta pe care a făcut-o. Nu poate să stea așa acolo și să-și vadă de treaba ei. Da, așa am zis și eu. Da. Dacă noi n-am avut treaba ei și n-am vorbit-o, n-am bârfit-o, nici patroana, nici Alin, nici Anca, nici nimeni, măcar acum să se oprească și să se gândească în al 12-lea ceas, cum ar veni vorba aia, să gândească că a crescut, patroana a crescut-o și patronul au crescut-o, că ea era mică. Era micuțică, era da. Fetiță. Așa că dacă au crescut-o, măcar puțin respect așa cât de cât. Patroana e femeie în vârstă, într-adevăr, chiar dacă mai greșește acum, hai să iertăm că e femeie în vârstă, necăjită, plină de necazuri, de suferințe. Noi acum trebuie să luăm de fiecare dată vorbele patroanei, să le luăm în considerare și să ne răzbunăm pe patroana, stimați prieteni. Deci nu trebuie așa. Să-și vadă de treaba ei, să nu mai vorbească de familiile mele. Da. Că eu când mă duceam acolo, respectam. Abia o vedeam. Eu nu i-am vorbit niciodată rău. Și nici când a plecat. A lăsat pe fata mea în caz. Da. Răcăjită. Da. N-avem voie. Lumea a lăsat-o pe Anca. A lăsat-o lumea... într-o apă. Da. Lumea spune auzi că când n-avem noi voie să vorbim, de ce spunem noi? Păi cum, stimați prieteni, dacă nu luăm noi apărarea lui sorul mea? Cine păi, s-o ia? De ce să nu vorbim? De ce? Noi n-avem voie să vorbim. Păi așa zic ei. Ăștia e lanț din partea asta. Da. Ăștia de aici. Așa zic ei, să nu ne băgăm noi. Să nu, de ce nu să nu vorbim? Să nu ne băgăm, să nu noi punem suntem, noi parte. Noi suntem afectați. A, nu, auzi că nu, să nu ne băgăm. A. Să nu ne băgăm noi. Să ne vedem noi de treaba noastră. Eu n-am vrut să mă bag. Dar sfata mea o lăsa, de stătea în casă, până la ora două. Ieșa din casă. Și făcea că stă cu copii. Ce făceau cu copiii? Le îmbrăca, gata, hai, afară. Și noi când ne sculăm, nu știm cum să facă ziua, să ne sculăm, ne îmbrăcăm și ieșim afară. Să vedem ce e, să vedem ce facem. Și ea avea o inimă moale, prea de tot moale. Găsa vasă, găsa spălate, tot, tot pahare, mâncare pusă pe aragaz.
Și tot anca nu era bună, că nu îi spunea nimic. Nu îi spunea. Da. Copiii aia cine i-a crescut? Fiind ea acasă, nu i-a crescut anca. De anca îngrijiți, de anca spălați, ea nu putea să bagă nici în mașină. De spălat nu putea să bagă. Nici în mașină de spălat. Făcea copiii cu noi, făceau mizerie. Și nu se grăbea, hai să fac că vine cineva. Intră cineva și găsește mizerie în casă. Ursul a zis că el i-a părut bine. Da. I-a părut bine că s-a scăpat de ea. Așa mi-a zis. Să mai spune cineva, stimați prieteni, că n-avem noi voie să ne băgăm și n-avem noi voie să vorbim. Să vorbească numai ei ceilalți, care au dreptul. Adică lumina vorbește de familiile mele, de copiii mei, de nepoți. Și eu să nu vorbesc de ea. Da. Până acum n-am vorbit. Dar zic că m-a enervat. Și mă face să vorbesc. Să-și vadă de treaba ei. Să stea acolo, dacă e liniștită. Și spune acum, să nu mai înceapă cu amenințări, nici cu patroana, nici cu Alin, păi să-i lase că sunt destui de necăjiți. Alin și cu patroana sunt destui de necăjiți. De înainte de Crăciun, în spital. În spitale, pe drumuri. Și ea le mai, ce mă le mai face ea? Ea să-și vadă de treaba ei și de bărbatul ei care l-a luat. Să-și vadă de treaba. Să o lasă în pace, să-l, pe soacră sa, să-l lasă în pace pe patroana, să-l lasă în pace pe Alin. Să-l vadă de treburile ei. Dacă a plecat, s-a îngățit, e bine acolo, să stea acolo, să nu mai vorbească de lumea din Strehaia. Ok, stimați prieteni, consider că au fost niște discuții foarte interesante și, stimați prieteni, bazate pe adevăr, ceea ce a zis și mama și eu. Așa că sper să țină seama cei care vizionează această prezentare. Și, na. Ok, stimați prieteni, mama a ieșit afară că a fost sunată de vecinii de ale noastre de aici, care o mai sună. Vă mulțumim cu mult respect de fiecare dată, stimați prieteni. Mulțumim pentru vizionare, mulțumim pentru aprecieri și, stimați prieteni, mulțumim frumos de fiecare dată, la fel, pentru abonări la canalul de YouTube Sică de la Strehaia. Ok, stimați prieteni, ne auzim la următoarele prezentări. Cu stimă din partea mea, vă pup pe toți. La revedere!